Pensionarii susțin că sunt îndreptățiți să le fie mărite pensiile cu 40% pentru că banii pe care îi primesc sunt prea puțini în comparație cu nevoile lor. Pentru respectarea legii de mărire a pensiei cu 40%, cum s-a promis, și mai ales pentru că în campanie ni s-a promis ai 8% pe lângă ai 14% și văd că nu mai vor deloc, și bilete de CFR-ul și de călătorie care e cu 50%, dar mulți au peste 80 de ani și nu se mai duc, și noi cerem contravaloarea lor, că degeaba stau acolo așa. Valoarea punctului de pensie trebuia să ajungă la 1775 de lei. Să se respecte legea 127, întrucât a fost aprobată în Parlament. Să ne mărească nouă pensia. Am lucrat 30 de ani în comerț și dumneavoastră știți ce pensie am. Acum cu ce ne-a pus 14%, 11 milioane. Și pensionarii din Teleorman au pichetat sediul prefecturii. Alături de ei s-au aflat și foști angajați ai MAI și MAPN. De la 1 ianuarie urma să se aplice și pentru noi prima majorare, care la rândul fusese de 2 ani amânată și prorogată, tot în mod discreționar și discriminatoriu, comparabil, să spunem, cu magistrații oricei din sănătate, spre exemplu, unde deja li se aplică anticipat de acum 2 ani grila maximă de salarizare care era prevăzută pentru anul 2022. Vom înainta, cum v-am spus, guvernului, da? Deci ministrului muncii și ministrului de interne. Și apărării. Și ministrului apărării, da? Deci că... Și în funcție de posibilitățile la nivel de guvern, sunt sigur că revendicările dumneavoastră vor fi acceptate. Autoritățile au anunțat că pensiile ar putea să fie cel mult indexate cu rata inflației în acest an.